Pe lângă cele două exemple menționate de tine, aveți și statul care fură an de an prin taxe, să zicem, munca cetățenilor români. Și aș vrea să aflu gândurile tale legate de ce înființarea statului evreu, adică cu Saul, primul rege, acea când căpetenile triburilor, celor 12 triburi evreiești, își doreau, văzând în jurul lor regate, își doreau și ei un rege, adică un stat, și Dumnezeu îi avertizează că o să-i taxeze, o să le ia copiii la înoștirea regelui și așa mai departe. Și această luptă de a, să zicem, între Dumnezeu și Popor. popor, care își dorea rege și Dumnezeu i-a avertizat: băi, nu știți ce vreți de fapt. Da, Gabi, tu ne oferi aici lectura puritană și republicană, o găsește niște texte de secol XVII. M-am mai uitat și eu puțin, Political Sermons, o carte scoasă la Liberty Fund. Vă văd acolo cu un logo superb care ne amintește de tradiția sumeriană, știi, a libertății. Și puritanii care au ajuns în Anglia, scuze, care au ajuns din Anglia în America. Puritanii care au persecutat, să ne înțelegem cine sunt puritanii, sunt aceste grupuri de creștini care nu recunosc alianța între stat și biserica anglicană, pe care Henry al XVIII, al VIII-lea a fixat-o ca fiind, nu știu, normativă. Și atunci ăștia persecutați fiind pleacă, iau faimosul Vas din Plymouth, pleacă spre Mayflower, se numea Vasul, și pleacă spre America și încep să țină predici. Și majoritatea dintre predicile acestea erau predici republicane, cum ai sugera și tu, care criticau îmbrățișarea monarhiei de către poporul evreu și care aminteau corect faptul că istoria poporului ales începe prin revolta lui Moise împotriva nedreptății faraonului, care faraon era întruchiparea statului totalitar. Să nu uităm că faraonul este cel care creează o civilizație, civilizația egipteană, pentru a plasa propriul său coșciug în centrul unei piramide, cu alte cuvinte creează o necropolă și ne invită pe noi, oamenii de rând, să muncim ca sclavi pentru ca la finalul vieții noastre să privim cu admirație spre o necropolă și spre un coșciug. Ce bizarerie a fost până la urmă civilizația asta egipteană care, repet, s-a folosit de munca prestată gratuit de către evrei. Și Moise, plin de revoltă, spune: destul, gata, basta così. Nu? Ca să-l cităm și pe Giuseppe Verdi cu corul sclavilor, nu? Cu Nabucco. Va pensiero, hai să mergem, zice, nu, Moise, să ieșim de aici, din tărâmul idolatriei și al sclaviei. Și hai să pornim spre tărâmul făgăduinței și să construim o lume mai bună, fără sclavie, fără lanțuri, fără acest cult al morții și al puterii absolute. Și într-adevăr, proiectul mi se pare fabulos. Hai că mie mi se pare că, dacă se tot vorbește despre religie în școli, dacă le-am spune copiilor noștri: oameni buni, știți bine că, știți oare că de la bun început proiectul lui Dumnezeu cu poporul său a fost acel al eliberării? Și înțelegeți oare că prețul acestei libertăți e scump? Dacă le-am spune copiilor că libertatea este o valoare cardinală în Biblie, cred că ar fi cu toții uimiți. Ei de regulă, copiii, cred că în Biblie n-ai decât o sumă nesfârșită de interdicții. Da? Biblia e plină de porunci, Biblia e plină de să nu, să nu, să nu. Ori, de fapt, Biblia este și o poveste despre libertate. Iar tu ai spus foarte corect, la un moment dat, Dumnezeu se întristează și mustră poporul când Saul hotărăște să introducă monarhia. Știm foarte bine că Saul după aceea se îndrăcea în fiecare zi în casa lui, ne spune Biblia, în Cartea Regilor, și apoi apare, nu știu, figura lui David, care cumva restaurează ceva din demnitatea regală.